Avem update nou-nouț, de asemenea și conținut de Halloween. Salut, sunt Aurel, bine ați venit la un episod de Farmers Life Pena Games. Dragii mei, jocul se mai reinventează, mai aduce ceva nou. Baba, acolo în stânga au apărut case noi, clădiri noi și de asemenea misiuni noi. Avem personaje noi și de asemenea avem și conținut de Halloween. Este vorba de ceva sezonier, mă refer aici la Halloween, pentru că este, apare acolo o mică poveste, sunt niște stafii ale unor soldați germani, am văzut eu așa din prezentare. Noi trebuie să urmărim și să căutăm niște obiecte specifice Halloween. Bun, avem o nouă clădire aici în spate, la ăsta care vindea scrapuri. S-a schimbat un pic foamelul ăsta mică, ce foame tată ia de aici. Da, apropo de treaba asta, acum, dacă bem din sticlele cu apă, sticlele rămân. Deci tot ce consumăm rămân. De asemenea și acele vase pentru care foloseam noi la cele pireuțe, cum ziceam, la cele meșuri. Da? Ei, avem un personaj nou aici. E vorba de nenea. Este vorba de Vladimir, care este primarul. Da? Îi dăm Can I Help? Are și el o misiune pentru noi. Deja ne-a băgat 1000 de cocoșei. Problema este pe următor. Acum noi nu mai putem... ce vrea asta? E foame în continuare? Nu mai putem să facem noi de capul nostru fără să avem permisiunea și anume a primarului. El acum ne-a dat o misiune și o să vă arăt eu care e chestia nouă. S-a schimbat un pic conținutul. Zice că o parte din oameni sunt încăpățânați, alții sunt leneși, alții sunt la amândouă. Ideea este că le spune că avem probleme cu gemenii de la frații Petruș, de la Gater, și trebuie să le construim lor un WC-ul. Pentru că update-ul ăsta, uite acum dacă îi dăm să bea, da, ne-a rămas nouă sticla goală. Da? Deci nu mai să cumpărăm sticle goale și le folosim pe cele care le găsim. Sau așa. De asemenea, deci s-a schimbat un picuț treaba. Uite, aici avem un nou fast travel, da, point. A apărut aici un buton de build. Acum putem să construim garduri, da, poartă. 2 secunde să uităm din nou să nu... Da, putem să construim garduri, putem să construim poartă dublă. De asemenea, putem să construim stup de albine, putem să construim chesturi, un WC, da, pentru fații Petru să construim. Ceva, zic eu, hambare, ceva de depozitat, ceva de genul, da? E, putem să construim cam peste tot, dar numai cu acordul primarului, da? Deci acum putem să construim pe toată harta după ce plătim primarului și anume o taxă ca să ne dea voie să construim pe unde vrea mușchiul nostru. Dacă toți suntem aici în zonă, vreau să cumpăr mâncare și de asemenea vreau să cumpăr și apă, da? Hați. Dacă e puțin ora, este ora 5, vreau să dau pe repede înainte puțin, vreau să cumpăr și un ciocan, da, pentru construcție. Mergem un pic și ataca părinte pentru că și el are pentru noi o misiune și cam asta este update-ul. Deci putem construi acum unde vrea mușchiul nostru, dar cu acordul primarului. De asemenea putem face 2 secunde, îi dăm și lui ăsta, îi dăm direct pe Can I Help și nu citim pentru că să nu dispară. Dacă ne uităm pe jurnal, zice că se construim, un crate în care să-și pună toate sculele. Crate-ul, uite-l aici, frumos. Da? Aici e zona în care vrem să construim. E, noi ce să facem acum? Trebuie să ne uităm ce material ne trebuie pentru asta. Și dăm aici la build. Deci el vrea un chest care ne costă 4 scânduri pentru început și cu încă 13-17 și 2 scrapuri, dar până acum scrapurile le vindeam, acum le putem folosi la construcții. De asemenea, dacă ne uităm la gard și acolo trebuie, la porți și acolo trebuie scrapuri. Dacă o să construim WC-ul, doar scândură și pentru stupul de albine tot doar scânduri. E, problema este la scânduri că nu mai putem să tăiem după unde vrea și anume mușchiul nostru, pentru că trebuie să le dea, uite, dacă de exemplu mergem aici și tăiem copacul ăsta, deci ne trebuie scânduri pentru părinte acolo, da? Ne luăm frumos toporul care e pe 3, dacă îi dăm, da, spune, nu poți să tai copacul fără acordul primarului, da? Și dacă îi dăm aici, uite, da, activăm asta, vom vedea pe hartă zona asta hașurată care este cu portocaliu, aici avem voie să tăiem. avem voie să facem agricultură și atât, nu avem voie să construim. Dacă ne uităm pe zona asta, zice că ne trebuie permisiune, da? Putem să uite, toate zonele astea putem să construim acum, să tăiem, să facem ce vrea mușchiul nostru, doar să cumpărăm de la domn primar, și anume, cât bani am? Mamă, 2000. De la domn primar să cumpărăm și anume, mai e aici domn primar? Vreau să dau și o din partea firmei ceva. Poftiți, o sticlă de vodcă. Ne pune bine cu domn primar. Ne pune bine cu domn primar. Permisiuni. Și dacă ne uităm aici, da, ia uitați câți bani, cât se de costă. Deci ca să-mi dea voie să construim în zona casei noastre, deci ne trebuie un fel de certificat de urbanism, ceva de genul, știți? Ne trebuie 5000 de bănuți. Da? Avem voie să facem doar agricultură deocamdată și să tăiem copaci. De asemenea, aici avem voie să facem nimic. Da? Deci ca să facem ce vrem noi pe harta asta, acum, jocul fiind la început, mi-e cam teamă să construiesc pe aici pe acolo, pentru că este posibilitatea să fie cu baguri. Dar lumea a plecat că este deja târziu și eu trebuie să fac rost de acel chest. Să-i fac rost acestul. Dacă facem următoarea șmecherie, deci build pentru chest avem, iar am pasat în greșeală. Deci pentru chest încă o dată ne trebuie 2 scrapuri și 17 scânduri. Mergem fost acasă la noi cu teleportul și de asemenea să așteptăm noaptea, pentru că noaptea vin acele stafii de soldați. Zice că dacă cum îi spune, dacă nu le găsim noi, ne va găsi ei pe noi. Ceva de genul, așa ne s-a spus acolo. Deci 17 și ne trebuie și de asemenea scrapuri. 2 bucăți de scrapuri. Eu o să las 3 bucăți jos. Da? Hați. Da, pentru că ne trebuie pentru asta. De asemenea, vreau să beau un pic de apiță. Să-mi pun și anume felnarul aici. Așa, tati. Beau un pic de apiță. Da, jocul m-a dus la poveste. V-am spus, pe lângă povestea de Halloween, este și update-ul de bază, care ne va da mai multe chestii făcute și anume în joc. Vreau să gătesc ceva de mâncare. Vreau carne odată. Carne odată. Și aici nu mai am carne și nu mai am nici unt. Mai pot să fac... Uite, pot să-mi fac cafea. Să fac cafea ca să nu pot să doar noaptea, să stau treaz. Ca să vină... Buhu! Să ne speriem pe noi de frică. Și de asemenea aici pot să fac un ceai? Facem un ceai, tată. Pot să respect, n-am unt. Facem și un ceai. Să fie acolo de... O, uite ce fumălou aici fac eu, găteală, tate, pe bucătărie. Da, deci jocul se reinventează. Acum v-am spus, nu știu, la partea asta cu baguri, cu alte chestii, e gata o chestie aici. Am luat cafeaua. Să o bem frumos, elegant. Și de asemenea să fie gata astea. Și mergem, o să mergem, cred că cu bicicleta, dar să o dau teleport, acolo la biserică, să încercăm să construiesc acel chest pentru Taica Părinte să-și facă. Și pe aceea trebuie să mergem la frații Petruș să le construim și lor un WC-ul. Da? Asta este și anume treaba noastră. Din păcate suntem cam fuleanu. Băi, ar trebui să las pe acasă câte ceva. Să asta scoasa, că după asta nu... Da? Deci până acum, deci chestia că scrapurile nu mai le vindem, le folosim. Acum va trebui după aia cu timpul, cred că să și cumpărăm din... Hai să las... Hai să las acasă. Pasa. Pușca nu o las, astea nu știu ce. Bun. Băi, tot sunt plin. Ce pot să las pe acasă? Scrapurile îmi trebuie acolo. Hai să dau ăsta o cafea, că e obosit. Da, s-a făcut jumătate, s-a luat și apă. Așa, tati. Hai să luăm atunci bicicleta. Poate mergem mai repede. Bicicleta e aici. Și mergem prima dată, v-am zis, prima dată mergem la... Ia uite ce lună acolo. Da? Băi, sper să nu... Să nu ne speriem când apar stafiile alea. Mai zis, ei au zis acolo că... Lasă vodka și astea. Încă n-am făcut misiunea de dezalcoolizare. Am spus că am început, episodul trecut am început din nou. Și a fost doar o chestie să fac acea misiune cu minele. Da? Dar între timp, op, a apărut acest update. Să zic așa din nicăieri, dar este, v-am spus, este ceva în plus. Și de asemenea este acel conținut de Halloween. V-am spus, sper să nu ne dea cu șoc la inimă. Dacă apare acolo lumină, e lumina de la casa mea. Băi, nu știu, acum v-am spus, văd că acolo sus se mișcă destul de bine, în 60 de FPS-uri, în 57, stă în 60 acolo. E bine, da, noi v-am spus, am băut cafelă, mai aveam o cafea dacă este să fie o problemă și ne ocupăm un picuț de noile task-uri, să zic așa, pentru că avem o treabă cu taica părinte, de asemenea trebuie să mergem și partea cealaltă la frații Petruș. Am văzut ceva acolo. Mamă, deci să merg noaptea în cimitir e... Da? Toate jocurile în perioada asta și-au făcut de-astea cu Halloween. Mă uitam și Medieval Dynasty și Range Simulator și ăsta. Deci toți sunt acum la treaba asta cu, și anume, Halloween. Da, băi, poate nu apare pe aici vreo... Da, e, ca să facem noi treaba aici, facem o mutare șmecherie, să construim... Deci aici e doar locația, la început mă tem, nu știam să fac. Este locația deocamdată și atunci să facem în felul următor, îi dăm build, îi dăm chest și punem pe poziție, și uitați, apare cu verde și am dat hâți, da? Și acum punem ciocanelul și construim. Hați. Poate să spere taica părinte că noaptea fac cutii pe aici. Da? I-am făcut lui taica părinte și anume storage-ul. Acum probabil că o să vină el să vorbesc cu el. Între timp s-a... Băi, trebuie să mă duc și la ăștia la alții, la frații Petruș. Dar tot așa mă duc noaptea. V-am spus, umblăm mai mult noaptea ca să poate apară și anume acele stafii. Unde e pe aici? Uite bicicleta. Pentru aia la WC-ul lor le trebuie... Au, nu așa. Build. Și dau... Deci îmi trebuie 6 să fac conturul și 42 de scânduri. Văleu. Zice că ăia sunt... Da? Fac pipilică și căcuță, fac în râu. Și trebuie să le construiesc eu și anume un WC ca să fie și băieții și anume civilizați. Problema este că eu acolo este o pădure, dar eu nu pot să... Op. Este o pădure și acolo nu pot să construiesc, să tai fără acordul primarului. Ia să fac eu o șmecherie, dacă dau așa... uite, deci aici pot să cumpăr o bucată de pământ. Dar cred că trebuie să vorbesc cu primarul. Asta doarme. Da, deci pot să cumpăr aici pe să tai. Da, dar îi dau de aici, dar... Cum îi dau? Nu, deocamdată cred că doarme ăla, nu pot să... Știți cum facem și noi? Da, a? Și m-aș culca și nu m-aș culca, pentru că asta v-ați așta să prind stafiile. Sau eu știu. Cum apar ele, când apar. Mergem acolo pe la bunker, poate, dar nu pe acolo pe la bunker, că la bunker sunt mine. Da? Sau mergem acasă și luăm scândura, asta este, și construim măcar scheletul ăla. Și după aceea când se trezește domn primar, aici domn primar, avem și noi, avem și eu cu... Aici, cu autorizația de construire. Băi, este ceva în plus. Este ceva în plus și duce... gameplay acestui joc, pentru că se cam terminase, făcusem eu acolo, ați văzut, făcusem eu cu cartofi, cu alea, o grămadă de bani, mai am de făcut misiunile de la Ana, de acolo de sus, în schimb se cam terminase treaba cu jocul ăsta, da? Dar acum a adus ceva nou și dacă te apuci, să zic, de la început să joci, chiar câteva zile probabil că ai content, gameplay de făcut, da? Păi, la asta n-am fost la tancul ăsta, dacă tot suntem aici în zonă. Cred că trebuie să merg eu acasă să trag un pui de somn, dar v-am spus, eu aștept un pic să vină și... trebuie și anume asta. A, sunt doar combustibil și o curea. Aia e bun, lasă acolo, ducem acasă. O să iau scândură de la mine de acolo. Hop, stai că mi-a intrat bicicleta în noroi. Ceva de gen. Stafia. Am și eu o problemă acum. Apară stafia să mă sperii. Da? De asta v-am spus, merg noaptea, că nu e asta, dar cred că e 2 noaptea. Am băut o cafea. Mă duc să-mi iau de acasă scândură. O să iau de acasă, asta este cât pot eu să car. Hați. Și acum îți dă un scop, adică bine, ai putea să cultivi toate parcelele astea pe aici, de pe cumperi permisiunea și pui pe unde vrei tu să faci pământul, să cultivi. Era mișto dacă era multiplayer, dar nu știu dacă ai timp și anume să... Au, e somnul ăsta mic. Ce somn, mă? Dar bag o cafea, tati, că n-am ce să faci. Mamă, doar un pic i-a dat acolo. Oooo, probleme. Probleme, tati. Probleme. Ia stați un pic așa să ne golim, și anume ăsta. Odată. Și cureaua asta, că o să reparăm tractorul, da. Când deveni... Și sticla goală. Uite-mă cât pește am pe aici. L-am prins cu grenadele. Băi, să trag un pui de somn, că n-am... Ia, dacă dau aici jos... A, doar îmi spune. Hai să-i dau măcar, până la 6, dau măcar o oră. Dar vreau să prind și eu o stafie de-aia în direct aici. Hai să-i bag un pic de apiță. Băi, ce a duit asta o oră, mai mult l-am amăgit cu o oră. Așa, câte am eu spațiu acolo, pot să mai pun ceva scândură. Uite, scrapuri pe aici o grămadă, acum v-am spus, nu mai le vindem. Lasă băutura Kasimir. Scândurile astea, dacă dau pe toate, 23. Și pot să mă dau cu fast travel-ul, ca să nu mai stau. E prea obosit să meargă până acolo, călătorie. Bun, mergem cu bicicleta, nenea Kasimir, dacă nu vrei tu așa. Mergem cu bicicleta. Dacă îi dau ceai. Nu, e doar dăm doar mâncare și apă. Nu dă și cu somn. Mergem până acolo și cred că tragem un pic de somn lângă frații Petruș acolo. Să le construim și lor un toilet. Și vreau să cumpăr, dacă de tipa să trezește primarul, poate îmi dă online, să zic așa, autorizația de tăiat copaci acolo în zonă. Băi, prima noapte văd că n-a venit... Stați un pic așa. Cred că, dacă nu mă înșel, eu mi se pare că a spus în nopțile de noiembrie. E posibil că să nu vină în septembrie. A? Zic și eu, nu știu. Ceva de gen. Vedem dacă apare și anume vreo stafie să ne bată în geam. Da? Mergem și la... Ce am făcut? Băi, ce m-am speriat. L-a lovit... Mamă, deci... M-a lovit somnul, tati. Cât am putut ceas acum? 7:30. A? Ce s-a întâmplat? Nici nu știu ce s-a întâmplat. M-am și speriat. Acum să mă uit pe filmare cum a reacționat. Cred că de la oboseală. Am căzut blană. Păi dacă e vorba de așa, stați un pic așa. Dacă tot a dormit ăsta micu. F. Dăm așa. Și mergem direct așa. Aurel, tot așa ești, mă? Obosit? Da? Ia. Băi, vine iarna și eu nu m-am pregătit cu mai nimica, dar nu e problemă. La următoarea faceți stânga. Avem GPS pe bițoaclă. Da? Eu care credeam că m-a lovit ăla, vreo stafie de aia mi-a dat o haț. aproape. Dar nu e problemă. Acolo în față e o tufă, am crezut că tot un tank. Băi, stați un pic să nu trecem de problemă. Dacă îmi dă asta aprobarea, să zic așa, online, domn primar, o să mă culc aici vreo 2 ore la băieți și după aia mă apuc și tai copaci ca să fac rău de scândură. Trebuie 40 ceva de scânduri. Deci v-am spus, nu mai avem voie să tem acum de capul nostru pe unde vrem noi, ci de unde de dă voie domn primar. Și domn primar, ca să ne dea voie, trebuie să dăm și anume bănuți. Da? Uite, mamă, ce iar m-am speriat. Băi, băiatule. Stați un pic, uite, aici este, și anume, toiletul. Îi dăm build și îi dăm ăsta frumos aici. Hați. Și acum trebuie să-i dăm așa cu doiul, ia. Cât putem să ia. Putem să construim pe tot, gata? A, i-am făcut doar fațada, am făcut doar ușa. Nu mai am scânduri. Stați un pic așa. Mai sunt două chestii. Bă, dar ce m-a speriat ăla cu iar. Dacă îmi dă domn primar să cumpăr bă, aici voie. Să mă duc până la el. Ai, mă. Să mă duc până la el să cumpăr hau-hau. Sau câte ceasul este? 11 deja. Facem motoarea șmecherie. Sleep here now. Îi dau 3 ore, ia să vedem. Până la 2, după aia mă duc și cumpăr aprobare, că dacă mă întorc pot să fac și noaptea treaba asta. A scăpat de alcool, e bine. Nu mă lasă, mă. Deci să mă duc până la primar. Aoleu. Să nu uit că mi-a rămas bicicleta aici, la frate Petruș. Poate nu mă fură ăștia. Să mă duc până la domn primar să-mi dea aprobare, tati. Să cumpăr, să-mi dea voie acolo să tai în zona respectivă copaci. Ca să fac scânduri, să le fac la aia WC-ul. Domn primar, să trăiți, domn primar. Permisiuni. Vreau 1500 mă costă aici. Aici 2000, de mai mare. Aici 1500. Mamă, dar aici lângă drum trebuie să iau. Da? Am cumpărat permisiunea. Și de asemenea vreau... Ce a făcut asta? E foame. Iată-te o bucată de pâine. Apropo să mai cumpăr mâncare. Și în continuare obosit. Mai am cafea? Mai am cafea. Nu prea face efectul cafeaua la asta, văd că foarte puțin. Trebuie să-l cuc neapărat. Vreau să văd cu domnul părinte acum, cu taca părinte, să vedem dacă îi convine lada. Poate îmi dă... Ia tati. Premiu. 300 de... A, atâta? Atâta. Îi dau și am o beri la mine? N-am beri la mine. Atâta e cu domnul... Ia mă, din 300 fac și o donație. Așa tai ca părinte. Ce-a făcut, mă? Băi, deci e... Mamă, deci eu cu oboseala în glandă, tati. Mergem până la el. Deci acum avem voie să tăiem copaci în zona asta. Deci atât. N-avem voie să construim, n-avem voie să facem agricultură, da? Deci avem doar voie să facem... Băi, îți face octombrie. Mai avem 800 de bănuți. Mamă, asta e rup de oboseală. Hai să-l culc, tarte, n-am ce să-i fac. Îi dau... Ia. Așa, tati. Acum nu știu cu stafile, poate mă trezi alea, că doam pe aici pe jos. Așa, tati. Uite, ne-a rămas bicicleta aici. Avem și apiță, să băm un pic de apiță. Suntem odihniți. Mergeți pe afară. Ce faceți, mă? Pot să voiesc cu ei? Pot să cumpăr de la ei scândură, 100 de scânduri. Nu mă las că tăiem noi, că ne-am cumpărat noi aici, dreptul de a tăia. Nu stăm să le dăm bani lor. Hai să vedem și anume pe hartă unde vine. Mamă, unde am picat departe. Deci acum avem... Uite-mă că putem să luăm și de-astea. Să mai mâncăm, mai... Asta ne dă și apă, ne dă și... Cum îi spune? Mâncare. Băi, aici, ar trebui aici să poți să dai voie să tai. Ia, să luăm pe asta prima dată. Și punem așa, punem aici pe 1. Punem firăstrăul pe 2. Punem ciocanul pe 3. Da? Și începe cu toporul, ia să vedem. Stai mă puțin, nu sunt pe... Mergem mai înăuntru. Ia să vedem. Băi, stai mă puțin că am luat. A, uite ce-am dă voie. A? Uite ce-am dă voie. Era oprit cu o problemă de birocrație, nu recunoșteau oia hârtiile acolo la domn primar, dar am rezolvat-o între timp. Ia. Hai mă. Așa, tati. Ia. Cade! Dă-te bă că cade vorba melodiei lui Marginianu. O dată. De două ori. Păi că te stai mai mult scop la 40 de scânduri, acolo. O grămadă ne trebuie. Ia. Haț. 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 O dată după aia aici. Ia. Haț. Deci cu taica părinte am terminat. El vrea o ladă de aia de lemn. Ne-am făcut-o frumos, elegant. Ne-a dat banul pe ea. Am făcut și noi o mică donație acolo la biserică. Am scăpat de problemă. Problema este acum la... Frații Petruș, pentru că ăștia trebuie să facem... Mamă, de-abia o... Hai mă! De-abia o scândură am făcut, două scânduri. Și acum trebuie 40 de scânduri. Ia. N-avem un control, să facem asta. Vedeți? Să le facem la aia, de, cum nu știu, să fie și ei un pic civilizați, să nu mai facă pipi și căcuță în râu. Da? Le facem o dată. Și mai era una pe aici. Câte scânduri avem? De-abia 29, trebuie 40. Dar că deja am pus la unele. Dar să vedem după aia. Un pic. Așa toate. Ia să vedem și anume... Mamă, s-a lăsat și ceața în joc. Dăm pe 3 să ne luăm ciocardelul. Da, deci acum... Nu prea mai avem voie să facem ce vrea mușchiul nostru, pentru că domn primar ne va... Nu ne lasă, pardon, că n-ai ce să facă domn primar deocamdată. Trebuie să-i dăm și anume bănuțul. Ia. I-am pus și lateralul ăsta. Și mai am încă acoperișul, nu? Să deschide asta, cum punem acoperișul? A, așa, direct? Bă, mai trebuia câteva scânduri și le făceam la ăștia. Mamă, trebuie să mă duc până acolo. Iată-ți așa un pic. Mâncare, ia de aici. Apiță, ia de aici. Gata, tati. Ești fresh. Da? Cu toporul iar. Și să mergem iar în zona unde avem noi arondat, așa, nu mai tai de capul tău, veneai, haț, tai eu de unde vrea mușchiul meu, nu mai e. Pe aici suntem cumva? Ia să vedem. Pe aici, de să mergem cumva. I-am dat voie să tai pe ăsta? Păi de ce mă, că sunt pe zonă? Nu vrea să tai pe aia de la drum, pe așa de la... Ia. Haț. 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 Hai da brezi. Roată, roată, plăcăi. Hăi, hăi. Cade. A? Băi, acum trebuie să iau pe toate, că n-am ce să face, dar o să vindem scândurile la băieți. Sau eu știu, păstrăm pentru noi, mai construim până în casă. Deci ca să construim acum, de exemplu, stupii la casa noastră, trebuie să plătim primarului autorizația, permisie. Permisiunea, da? Atât? Ia. Ia, hăț. Așa, tati. O dată aici. Și o dată aici. Și după aceea facem scânduri și terminăm la ăștia. Îi dăm o dată așa. Hai, da, vrei. Bine, nu te mai trebuia multă scândură, dar o să facem pe toată copacii ăștia, tot trunchiul ăsta. Și acum, teoretic, ar trebui să putem să... De bine, aici nu pot să cumpăr pământ, aprobare, și să cultiv pe unde vrea mușchiul. Dacă, bine, teoretic ai putea să cumperi unde vrei, să-ți faci acolo agricultură, să-ți faci acolo ceva hambare, alte chestii, dar problema este cu dormitul. Cred că iarna nu e ok să dormi pe zăpadă sau ceva de genul. Deci tot pe în jurul casei ar fi treaba. Acum nu știu dacă la culturi a dat tot așa. Știu că la cartofi, de exemplu, puteai să faci la 2 zile în joc. Asta însemna 2 luni. Mai bine că o zi în joc e o lună. Dar acum, eu știu cum o fi. Vedem. Deocamdată testăm noul update. Și de asemenea vedem care e treaba cu acele stafii, dacă apar, dacă le găsim, dacă nu, să fie sănătoase. Ia. Gata, tați. I-am făcut lui ăsta task-ul. Mamă, bâzâie muștile aici, frate. Poți să schid ușa? Mamă, s-aud muștile cum bâzâie. Știți cum să spun cu muștile care bâzâie. Ăștia, băieți, puteți să vă vorba aia, și voi ca oamenii. Mergem la domn primar iar, să vedem dacă ne mai dă vreo misiune, dacă nu, cam asta este, deci, cu update-ul, v-a spus. Ne dă voie să construim. Bă, am plecat fără bicicletă, mă. Ah, mă întorc eu după aia. Am dat o fast travel cu... Ia să facă domn primar dacă le-am făcut și anume treabă bună. Ceva premium 500 și cam atâta e treaba și cu el. Deci avem 2 misiuni în plus, una la primar în care să construim. Ia cât îmi dă, apropo, mă costă 5000 autorizații de construire în jurul casei mele. Băi, fratele meu, nu e cam mult, domn primar, așa? Adică la banii ăștia, pe la banii ăștia am cumpăr cal, frate. Asta e. Bun. Păi, cam asta e deocamdată, n-am găsit faza cu stafia. Câți bani avem noi pe aici? Să-mi cumpăr și niște unt, dacă tot mergem acasă. Cu stafia n-am găsit toată treaba. Misiunile stăm bine, mai avem de făcut de acolo de sus, de la Ana. De asemenea, spuneau ei că ați dat și problema cu vaca, putem să mulgem vacile, să facem și noi unt, lapte și alte chestii. Bine, au spus ei că au făcut mai multe, dar... Prima... De ce am acolo? Ce mai ce jos? O pană cu ceva. Da, apropo, pe asta este un chest. Dacă tot suntem pe aici prin zonă, ia să și anume chetelea. Am luat din greșeala asta, dar nu-i problemă. Le lăsăm aici deocamdată pentru că m-am zis, nu le mai vindem acum că ne trebuie să construim cu ele. Deci va trebui să le adunăm. Ia uite, bă, lemne, cutare. Deci astea, da, jarurile astea, în momentul în care le foloseam, ele se dispăreau. Aia, acum ne rămân goale. Deci le aveam pline cu potato, da, potato mash ăla. În momentul în care le foloseam, dispăreau. E, acum nu mai dispar pentru că și anume... Ce care prea mult, mă, și e greu. Are și lemne, săracu, are și de-alea, și de-alea. Și scânduri. Hai că vindem scândul, ia să vedem dacă pot să vând. Hai că mergem așa. Da, mergem perpedes. Vreau să mă duc înapoi la frate Petruș să-mi recuperez și anume bicicleta. Bun, păi cam atât deocamdată. Vedeți ce mai facem pe la jocul ăsta, pentru că acum avem din nou content, avem din nou, să zic așa, material de episoade. Cam asta este update-ul, deci încă o dată ca recapitulare, update-ul vine cu posibilitatea de a construi, cu o misiune nouă la primar, cu o misiune nouă la primar care este un personaj nou în joc, cu o misiune nouă la preot, la taica părinte acolo să-i facem o cutie așa, și de asemenea vine cu acele permisiuni de a construi și de a face agricultură pe anumite zone din hartă, doar cu plata unei sume către primarul și anume al satului, da? Cam asta este nou, vă spun, putem să construim, să facem garduri, să ne... Aici, de exemplu, acum eu să zic o chestie, deci asta e casa mea, aș putea să fac pe hartă aici, da, pentru că am până la râu și am și lacul pe misiune, deci pe asta aș putea să fac agricultură și în afara cum îi spune, în afara gardului. Acum nu știu dacă au rezolvat problema cu tractorul să poți lega plugul la tractor. Dacă a făcut treaba asta, suntem șmecheri de șmecheri că putem ara și anume mai repede. Dacă merge tot cu calul sau tot cu sapa, este puțin cam complicat. Da? Bun, cam atât pentru asta. Dacă v-a plăcut acest episod, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până data viitoare, un succes călduros. Salut!